Acum despre cea mai recentă speță cu declarația care a fost pregătită de Serviciul de Acțiune Externă a Uniunii Europene. O să-l chem pe ministrul de externe ca să mi explice ce și cum s-a discutat și care a fost motivația pentru măsura care s-a luat. Iar în privința mutării ambasadei nu s-a făcut absolut niciun pas în nicio direcție. Ambasada nu poate fi mutată fără acordul meu. Punct. Indiferent cine ce spune. Prin blocarea unei declarații, iată că dintr-o dată România este readusă în marginea Uniunii împreună cu țări pentru care am tot respectul, dar care sunt de esență mai degrabă eurosceptică. Vreau să reamintesc acestor pesediști că românii sunt europeni, sunt pro-europeni. Iar aceste măsuri din ce în ce mai frecvente, anti-europene, care vin pe linia PSD-ului, care vin pe linia unei guvernări contraperformante a PSD-ului, aceste măsuri riscă realmente să ne scoată din Europa. Așa ceva nu se poate. Nu este admisibil ca PSD-ul, printr-o guvernare după ureche, o guvernare nefundamentată, să ia din ce în ce mai des anumite decizii care eu sunt convins că sunt dictate de la nivelul partidului și nu de la nivelul guvernului și să ne readucă în marginea Europei. Românii își doresc ceea ce am spus și eu de multe ori. Românii își doresc să fie parte integrată din nucleul Europei. Românii nu își doresc să aibă abordări eurosceptice sau anti-europene.